niciodată. Îl rog pe Dumnezeu să mă ierte dacă din întâmplare m-am trezit la mănăstire și locul meu nu era aici. Mie îmi place, eu mă simt bine, mă simt perfect, îs mulțumit, îs încântat de ceea ce fac, îs super convins de ceea ce fac, dar n-aș putea să spun în clipa de față că vai de mine ce foc divin am avut eu. Nu, am avut semne, sunt ale mele, ales strict personale, dar care m-au convins concret că Dumnezeu mă ascultă și-i prezent și îi de acord și, cum să spun, mă veghează, mi-are de grijă. Iar când am terminat armata, ideea a fost să mă căsătoresc atunci, dar eram prieten cu un alt băiat care și el mai vorbea din mănăstire. Și când i-am zis la duhovnicul nostru, el ne-a zis atunci, băi, hai, vă hotărâți, ori la însurătoare, ori la mănăstire. Și am zis, dar cum să facem? Și el a zis așa, cel mai bine mergeți la Părintele Paisie la Siestrie. Și am plecat la Siestrie, la Părintele Paisie Olaru, la vremea aia. Dânsul în 85 avea vreo 88, cred că, de ani. 89. Și când am intrat la el, noi am intrat fiecare cu mândra lui. Visarionul a intrat cu Măriuța și eu am intrat cu Silvia, cu care m-a dus să mă atunci. Și a zis așa, tu ce mai pierzi vremea? Când vii la mănăstire? Și eu am zis, n-am de gând să vin la mănăstire. Și el a zis, ba da, ai să vii la mănăstire, că e nevoie de băieți buni la mănăstire. Și atunci mi-a spus o chestie care n-am înțeles-o decât târziu de tot. Atunci, în clipa aia, nu i-am dat importanță și pur și simplu nu i-am dat, nu a avut coerență în mintea mea. Mi-a zis așa, las că o să faci la oi, la vaci, la fân, la bucătărie și pe urma ce-a mai dat Dumnezeu. Și, într-adevăr, după... Ăsta s-a spart cursul, nu? Da, într-adevăr, după câțiva ani, stând odată și gândindu-mă, pentru că eu am scris lucrurile alea pe o carte, care mi le-a zis el atunci, să nu le uit. Am văzut când am mers la mănăstire, când aia așa am făcut. Am fost la oi, la vaci, după aia o vreme pe la fân, pe la cosât, după aia o vreme puțin pe la bucătărie, după aia iar la vaci și după aia am plecat la mănăstire la Dragomir, la unde m-a făcut diacon, după aia am venit la Bârnova, unde m-a făcut preot. Și am stat până în acum 13 ani și acum de 13 ani la Vlădiceni. Da. Și el a spus, de acolo ce-a mai dat Dumnezeu? Așa, și când am mers a doua oară să verificăm, să vedem, asta era pe 8 septembrie 85, când am mers în iarna lui 86, nu, 87, în iarna lui 87, am zis, hai să mai mergem o dată, să vedem ce zice Părintele Paisie. Și am zis, băi, nu ne-au văzut de 2 ani, de acum e clar că nu mai ține el minte cine suntem, ne-am maturizat și noi, dar ne-am dus singuri. Și eu și Visarion. Și când am ajuns acolo la ușa afară și ne-am oprit lângă ușă, atât am auzit dinăuntru. Maică Marie, deschide că au venit băieții noștri. Am eu sărit inima, n-am zis nimic către Visarion, n-am tăcut din gură cum taci mielul, zic să văd, poate auzi și el, sau mi s-o năzări mie. Și când am intrat înăuntru, a zis, ce mai aștept, zice, pierzi vremea, nu v-am spus odată să veniți? Hai, cât mai trageți de timp? Și eu am zis, poate la primăvară, hai, hai, să nu vă prindă Paștele în lume, n-aveți ce face. Și într-adevăr ne-au prins Paștele în lume, că noi am venit în săptămâna luminată, adică am păstrat săptămâna luminată încă ca să mai pierdem o leacă vremea, pe la hoare, pe la bal. Și așa m-am trezit la mănăstire, dar n-aș putea să spun că am visat noaptea pe Maica Domnului, că mi-a dat Dumnezeu nu știu ce să-mi... Da, eram credincios, mă rugam, deci la mănăstire, la Putna umblam, mă duceam acolo, la tunsoi, la cosit, la fân, ajutam când era nevoie, la muzeu, la cărămidă, când s-a făcut Palatul Domnesc. Iar Părintele Iachint era ca, cum să spun eu, ca un bunic a nostru, dar nu bunic, el era atât de bun și de cum să cade, îți era de ajuns să-l vezi. Da, și cu toate că eu nu eram la mănăstiri, am citit Tradiție și Libertate, Patericul Românesc, Mântuirea Păcătoșilor, Ușa Pocăinței, Hristoitea, le-am citit de acasă, Vezi de Sfinți, le-am citit încă de când eram acasă, adică de când eram elev la școală, în 8-12. Erau ofticați așa câte o leacă ai mei când mă mai vedea că stau și liflioștorojea, spuneam, în loc să vezi ceva de folos, stai și te-ești povești cu pop, chiar așa spunea. Dar am avut o bază formată așa și un mare formator a fost și Maica Veronica, o femeie care a murit de la aproape 98, 99, 96, nu știu câți ani a avut aici la Galata. Și-a făcut sfârșitul, a fost călugărită la Dragomirna.
prin 86 sau 87, i-a trecut o boală foarte grea după 40 de masuri, s-a făcut sănătoasă ca și cum nu a mai fost bolnavă niciodată și a trăit de atunci și până acum, când a murit un an sau doi. Și ea avea cărți, dar nu ne spunea, hai să vă fac credincioși sau hai să vă duc la biserică. Ne spunea așa, hai că am niște cărți bune și pe mine nu mă ajută o cerere, adică ochelare. Hai să-mi citiți din cărți. Și avea Vovadis, Fabiola, Cămașa lui Hristos, Varava, Mântuirea păcătoșilor, Hristoitea, Limonaru. Și ne spunea, hai, citește-mi de aici. Și mai făceam cu o șmecherie. După ce citeam, spunea, dar explică-mi ce ai înțeles, că eu n-am priceput ce-ai citit. Mai explică-mă, cum n-ai înțeles, uite, așa, așa, așa. E, frumos, 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 să băgați și voi la cap, că vă prinde bine și vouă. Dar, de fapt, ea ne instruia pe noi, propriu zis. Da, foarte da. Fain. Care sunt calitățile pe care le observați astăzi într-un tânăr? Și să vă confirme că ar putea fi un bun preot. La ora actuală există foarte mulți tineri buni cu vocație, dar trebuie descoperiți. Dacă au o grabă la ora... Înainte de a vă răspunde la întrebarea asta, vă mai spun un singur lucru. Mai trebuie, după rugăciune, statornicia lucrului binefăcut. Dacă începi să te rogi și lași, nu rezolvi nimic. Dacă începi să te smerești și lași, nu rezolvi nimic. Dacă începi să fii credincios și te lași, nu rezolvi nimic. Dacă începi să-L cauți Dumnezeu și te plictisești, nu rezolvi nimic. Dacă începi cele duhovnice și zici, aia nu-i pentru mine, e prea greu, nu rezolvi nimic. Deci, statornicia, dacă devii statornic în ceea ce faci și devii râvnitor, râvna, că așa spune, râvna casei tale m-a mâncat, fericiți cei ce iubesc podoba casei tale. Dacă n-ai râvna asta și îți dispare duhul ăsta de a face, de a fi, de a vrea, eu asta constat la tinerii de acum, că nu au suportul stabilității. O iau frumos, pornesc, așa, și deodată ca o mașină care face pe cauciuc pană. Să desumflă. Și chiar am întâlnit. Uite, părinte, că sunt preot, dar parcă tot nu sunt. Uite, părinte, sunt preot, mă rog, dar parcă tot nu trăiesc așa. Și am spus, frate, asta nu mai depinde de mine. Asta depinde strict de tine. Strigă la Dumnezeu și vorbește cu El până îl plictisești. Spui, Doamne, uite care treaba, nu m-a luat de prost. Ajută-mă că vreau să te sâmțesc. Așa trebuie să-i spui. Da. Eu mi-amintesc o chestiune odată. Era pe 93 sau 92, eram într-un impas, nu știam eu exact, ci aveam niște gărgăuni, ca să spun așa, prin cap. Ce mi-a venit mie atunci să citesc Acatistul Sfântului Fanurie? M-am pus singur la o icoană în biserică, am deschis ceasnovă și mi-a venit mie atunci. Și am citit Acatistul Sfântului Fanurie. Și noaptea ce am visat? Că părintele Paisie, dar el era mort, era mort din 90, iar mă era 92-93. Și parcă stătea lângă ușa bisericii, eu am trecut să iau binecuvântare și el a spus, binecuvântarea nu se dă celor care n-au răbdare. Fără răbdare n-ai să faci nimic. Hotărăște-te, stăpânește-te și roagă-te. Și de atunci n-am mai visat. Dar după ce am citit Acatistul Sfântului Fanurie, ce-o fi vorbit Sfântul Fanurii cu părinții Paisie, și-o zis, mai dă-i un sfat lui ăsta cu ea pe alătură. Da, deci, Dumnezeu îți dă niște semne dacă le ceri. Era mânat-o, stătusem 6 luni. Aia o consider, ăla îl consider semnul cel mai plauzibil al lui Dumnezeu pentru mine și nu-mi pare rău de el niciodată. Deci mi-i dor de atos, m-aș duce într-o vizită oricând, dar n-am avut timp și-a fost treabă și nici n-am fost pornit așa din interior. Eram în grădină, eu eram cu grădina, lucram la grădină și noaptea am adormit la liturghie exact când era heruvicul în biserică. M-am pus, nu știu cum, într-o strană și mi-a fugit ochii, rapid am ațăpit. Și am visat că eram în mijlocul ogrezei, dar nu mai slujea, din rând era un părinte Daniel, dar acum am vis, slujea părintele Petroniu, care v-am vorbit de el. Da, da, da. Și parcă au deschis porțile mari, mănăstirea nu mai avea ziduri, era o deschidere imensă, așa placată cu piatra albă frumoasă și niște sfinți, așa cum ar fi Sfântul Mina îmbrăcați în zale, aduceau niște moaște pe un catafalt. Și s-au apropiat de mănăstirii, părintele Petroniu lui cădea, s-a închinat, dar eu în sinea mea prin vis zic, dar de ce s-a fi închinat părintele Petroniu? Dar dacă e un șelare de la demoni. Trebuia să-i pună pe ăștia să-și facă cruci sau să zică ceva, să vadă că nu-i nălucirii de la demoni. Eu îmi făceam gândurile prin somn. Și Sfântul ăla s-a dat jos de pe
năsâle aia, cum stătea el pe catafalt, o catifea, un călugăraș mic la un metru și ceva, cu o rasă destul de vechișoară, așa, cu o trăistuță pe umăr, și-a venit la mine și-a zis să rămână părinca listat. Și-a zis, zic, mă iertați, eu nu vă cunosc. Ziceți măcar Sfinte Dumnezeu, le zic, să văd eu că nu e înșelare de la demoni. Părinte Cleopa spunea că orice ai visat nu iei în seamă, că să nu fie de la demoni. Și el a început să râde și a zis, ei, părinte Calistrat, crezi că eu am venit până aici degeaba? Pleacă capul să te binecuvintez. Mi-a făcut cruce pe cap și mi-a zis așa, tu cu Ireneu n-ai să stai la Sfântul Munte, parcă era și el cu mine. Numai Iliuț o să rămână. Și asta am visat vineri și Lodian și plecat acasă. Știu că...